Situație fără precedent în Comuna Balta, acolo unde în cursul zilei de astăzi mai mulți cetățeni nemulțumiți de actuala conducere a primăriei au ieșit să protesteze. Teama de a nu fi ei cei ce decid soarta comunei, așa cum s-a întâmplat în anul 2020, i-a făcut pe aceștia să iasă în stradă. Nu e de mirare că metoda flotanților a căpătat amploare în toată țara și riscă să pună sub semnul întrebării corectitudinea acestor alegeri. În comunele mici, orice vot este important, astfel încât unii primari se pregătesc temeinic pentru a fi realeși în funcție. Fenomenul influențării alegerilor prin intermediul vizelor de flotant a fost semnalat și astăzi în Comuna Balta. De mai mulți cetățeni nemulțumiți, acolo unde aceștia au ieșit să strige disperarea și teama că alegerile nu vor fi corecte și vor fi decise din nou de turiști politici, acest lucru afectând dezvoltarea comunei. Ce se întâmplă? Doamna primar vrea să hotărească din nou soarta comunei, ca în 2020, până acum dânsa a adeverință la 400 de persoane din tot județul Mehedinț. Deci foarte mulți vin din afară să hotărească soarta comunei. Pentru asta suntem noi astăzi aici. Deci nu sunteți de acord ca aceste persoane să vă influențeze? Normal. Nu, normal. Păi da, e corect? Vă întreb așa părerea dumneavoastră. Să vină cineva din, eu știu, de la Târgu Jiu? Sau ne bazăm aici pe relații că eu am lucrat la primărie, la Severin și mă cunosc minorități și mă cunosc oameni, nu? Nu mergem pe varianta asta, nu se poate așa ceva, nu e admis. Sau mergem pe varianta că sora mea lucrează într-o instituție puternică și vine cu voturi, cu relații, cu minuni, să aducă oameni aici. Ce alte nemulțumiri legate de primărie aveți dumneavoastră? Nu știu, cred că ar trebui să stăm ore în șir ca să vă spun ce nemulțumire am eu personal. Eu personal. Au fost persoane care teoretic au locuit timp de un an în Comuna Balta și care au avut drept de vot. Practic, majoritatea acestora nu au locuit deloc la noile lor domicilii și au venit doar pentru a vota actualul primar PNL al Comunei Balta, Irina Zuican. De obicei, primarii în funcție se folosesc de această oportunitate prin care își pot asigura un nou mandat la conducerea administrației locale. Băiatul meu a fost în comisie. A avut în comisie, deci oameni veniți din Târgu Mureș, din Maramureș, din Suceava. Păi cum au ajuns ăștia pe aici? Cum au ajuns? Cum vi se pare să vă decidă niște străini soarta comunei dumneavoastră? Păi vedeți dumneavoastră, s-au mers totul pe pile, pe cunoștințe, pe relații, cu bani au mers, cu bani și acum să știți că s-au umblat la bani. Deci eu pun o întrebare. Dacă în 2020 s-a câștigat această primărie prin vize de flotant, prin bani și prin alte metode, am vrea ca în 2024 contracandidatul sau pe cine vrea această populație să câștige pe drept. Cei care sunt până la ora actuală flotanți. Deci oamenii au fost a doua zi, ea îi plimbă cu mașina aia de aici, duce la Baia de Arama, mai așteaptă cu adeverință la Baia. Cum se pare, doamna, această situație ca niște străini să vă decide soarta? Păi mi se pare ceva nemaipomenit. Nu știu cum, e urât. Urât. Adică 4 ani de zile am suportat, datorită flotanților care nu știm cine or fi, au plecat, s-au dus, iar noi rămânem aici cu cine? Vrem să se facă dreptate, ca în 2024 să voteze locatarii și să fie cercetate casele unde sunt vizele de flotanți, în case părăsite, unde în 2020 au fost 40 de flotanți, fără ușă, fără geam, fără scară, fără apă. Și vrem să se facă dreptate. Totodată, cetățenii sunt nemulțumiți de faptul că în Comuna Balta investițiile de-a lungul mandatului actualului primar PNL sunt practic inexistente, aceștia având toaletele în spatele grădinii. Într-o comunitate fără sistem de canalizare, oamenii se descurcă cum pot și au făcut gropi în grădină în care se scurg apele menajere și apoi se infiltrează în sol. Aici nu e sat, nu e canalizare, nu e apă, nu e nimic, noi suntem ratați de pe lumea asta. Înțelegeți? Pe noi nu ne bagă nimeni seama deci acolo. În anul 2024 nu aveți... Asfaltul l-a făcut datorită primarului vechi. Nu al ei, că nu se bată cu pumnii în piept cu asfaltatea Prejda, niciodată. A asfaltat-o primarul vechi, care a fost pe proiectul lui. Și ea ce a mai făcut de atunci? Nu a mai pus nici piatră pe unde să facă. Înțeleg că nu aveți nici apă, nici canalizare. Nimic, avem veciu în curte. Nu trebuie să avem preferințe. Noi am votat-o când am votat-o, într-adevăr, pentru toată lumea. Nu pentru unii da și pentru unii nu. De câte ori venim la primărie, de fiecare dată suntem criticați că de ce nu suntem cu ea, că de ce ne-am depărtat, că de ce așa, că de ce așa. Nu s-a făcut nicio ecologizare în 4 ani. Se fac presiuni asupra dumneavoastră? Da, bineînțeles, și față de toată lumea se face presiune.
cu tot felul. Ba care angajați pe negru, ba care asistați sociali, ba care handicapați, ba care foarte mulți. Deci numai pe așa ceva lucrează ca să-i aibă pe toți la mână. În 4 ani de zile nu s-a făcut nici măcar o ecologizare. Vă rog frumos, când plecați de aici, din Comuna Balta, să verificați și dumneavoastră toate ugașele pe dreapta, să vedeți câte gunoaie sunt aruncate și nu s-a făcut nici măcar o ecologizare pentru că se poate verifica. Nici pe ape, nu mai avem pești pe ape, nu mai avem absolut nimic, decât mizerii, mizerii și mizerii. S-a turnat asfaltul, făcut de proiectul fostului primar. Nu s-a turnat strat de uzură peste, nu s-a făcut ziduri de susținere, nu s-a făcut podețe la proprietăți. Deci s-a făcut în bătaie de joc. Toată lumea este nemulțumită, dar puțini au curajul să vină să spună nemulțumirea, pentru că se pun presiuni pe oameni. Fiecare comunitate, indiferent de mărimea și statutul ei, ar trebui să fie administrată în mod responsabil, profesionist, în interesul cetățenilor săi, eficient și transparent. Efectele proastei administrări se văd în gravele derapaje care afectează puternic toate proiectele de dezvoltare și implicit bunăstarea tuturor cetățenilor.